Dumnezeu lucră prin cine vrea și cu cine vrea. Slăviți să fie Domnul! Împodobească în gloria pe Dumnezeul nostru! Spuneam că nu sunt vrednic de a mărturisi această lucrare atât de măreasă, pentru că avem un Dumnezeu atât de mare și pentru lucrările lui Dumnezeu e nevoie de oameni sfinți care să stea lângă El. Slăviți să fie Domnul! De atâția ani, de sute de ani, de mii de ani se spune că vine Domnul. Cele mai multe predici în ziua de astăzi se predică vine Domnul. Cele mai multe prorocii în ultima vreme se prorocesc că vine Domnul. Ni se cere pregătire că vine Domnul. Și ne uităm în ziua de astăzi la bisericile noastre, nu aducem critică la adresa bisericii, pentru că înainte să criticăm pe alții, noi ar trebui să ne uităm la noi, dacă noi suntem bine. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Să știți că atât de ușor e să stai undeva în fața amvonului și să critici o adunare, să critici un popor, să critici o lucrare, dar ce este cel mai greu este să te dai pe tine exemplu, să fii tu lumina în care să te urmezi alții, să fii tu o femeie, un bărbat în care să arăți lucrarea lui Dumnezeu prin tine. Aleluia! Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! În prima parte a vedeniei de noapte spuneam că nu sunt vrednic de a mărturisi aceste lucruri, însă m-am cutremurat. Vreau să vă spun într-un cuvânt, vine Domnul! E aproape să vină! În ceea ce se întâmplă, trăim într-o vreme consumismă, într-o lume consumismă, dar vreau să vă spun că vine Domnul într-un cuvânt. În prima parte am venit târziu dintr-o lucrare de la îndepărtare de către București și în toi nopții a venit un înger al Domnului. Vreau să vă spun că nu-l vedeam pe înger, simțeam că tot timpul stă în spatele meu îngerul, nu mai era nevoie de o lumină, pentru că lumina care venea prin îngerul Domnului, pe oriunde mergeam, era totul luminat. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! În prima parte mi-a arătat Domnul, eram ca într-un lager, s-au strâns toți creștinii acolo, toți cei care slujeau pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun, când spun toți slujitorii, erau predicatori, evangheliști, proroci, păstori, din toată ordinea lucrării din adunări. Și vreau să vă spun că erau oameni îmbrăcați ca medici acolo. Oameni care erau niște siringi pregătite. Nu știam ce se întâmplă cu aceste siringi, ce urma să se facă cu aceste siringi. Vreau să vă spun că m-am apropiat de unii frați care știam că sunt evangheliști, care știam că sunt oameni al lui Dumnezeu, care știam că predică Evanghelia, că trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, că altă dată au prorocit în adunare, că altă dată au predicat în adunare și au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Mă apropiam de ei și spunea: noi nu mai suntem creștini. Mi-am lepădat. Pentru că mi-arătau mâna și pe mână avea o injecție și am întrebat pe îngerul Domnului, în spatele meu tot timpul era: ce se întâmplă? Ce se injectează oamenilor acestora? Spunea: este chipul 666. Unii îl acceptau pentru că erau amenințați să renunțe la felile lor. Unii acceptau doar de dragul să scape liber, să trăiască într-o lume libertină și acceptau să fie injectați și să îi se pune microchipul acesta de 666. Iubiții mei, frați și surori, în momentele acelea în care mă simțeam acolo, nu-ți mai trebuie avere, nu-ți mai trebuie casă, nu-ți mai trebuie nimic, nu mai ai nevoie de nimic, însă vreau să vă spun, înaintea lui Dumnezeu,
În momentul acela nu te mai interesează de niciun lucru material sau financiar. Gândul tău este o frică în inimă dacă cumva vei căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Frica aceea o purtam eu în inimă și spuneam, Doamne, nu sunt vrednic să am parte cu Tine. Nu sunt vrednic, încă nu mi-am pus total viața în rânduială ca să vii Tu și să ne iei la Tine. Nu sunt pregătit. Și vreau să vă spun că mulți strigau lucrul acesta. Nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți. Alții așteptau cu bucurie. Alții, pentru că o parte de familie era de acord, soția era de acord să primească și soțul nu. Și pentru că soția vroia, trebuia să primească și soțul. Oameni buni, vreau să vă spun că cumva am scăpat pe ușă și am crezut că voi fugi de acolo și nu mi se va pune microchipul acela pe mână. Am fugit când am ieșit de pe ușă, era un coridor lung și pe coridorul acela am crezut că dau de o ușă, de o ieșire, să ies undeva afară. Înaintea mea a ieșit un preot ca de la catolici îmbrăcat, ca papa de la Roma. Important era că omul ăsta știa numele meu. Eu nu l-am mai văzut în viața mea, dar el îmi știa numele. Pentru că toți creștinii eram înregistrați, știa toți de noi, cum ne cheamă, din ce biserică venim, care este slujba care o facem, din ce biserică facem parte și totul știau oamenii aceștia de noi. Mi-a spus pe nume, unde crezi că fugi? Și am zis, mă duc pentru că noi avem o altă biserică. Noi slujim unui Dumnezeu viu. S-au deschis niște uși mari. Că lobe canadă ușele negobe lobe nai. E snobe de vilme negobe nai. Și când s-au deschis ușile ăștia mari, erau numai preoți catolici acolo. Și s-au strigat glasul acestui preot. De azi înainte, biserica voastră nu mai există. S-a făcut unificarea credinței. Aceasta este biserica voastră. Voi trebuie să mergeți împreună cu noi. Voi trebuie să faceți ce facem noi. Voi nu mai aveți voie să vă rugați în grup. Nu mai aveți voie să faceți rugăciuni comune. Nu mai aveți voie să prorociți. Nu mai aveți voie să predicați Evanghelie cum le predicați. Trebuie să fiți împreună cu noi în unificarea credinței. Oameni buni, într-un cuvânt vine Domnul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia! În a doua parte a lucrării vreau să vă mărturisesc. Când am ieșit de acolo, vreau să vă spun că s-a auzit o trâmpiță și pe trâmpița aceea era cerul, s-a făcut totul o lumină, s-a auzit un glas, vine împăratul împăraților, vine regele regilor, șanobli canadă șeme de gobernaie. Oamenii care au acceptat șipul acela, oamenii care au acceptat injecția aceea, plângeau, își rupeau hainele de pe ei, spuneau că își vor intra de vii morminte. Oamenii aceștia căutau cumva să-și ia viața, cumva să se șerfiască înaintea lui Dumnezeu, dar nu mai aveau nicio scăpare. Odată ce l-au primit, e lepădare de credință. Oameni buni, în a doua parte a lucrării, eram strânși în niște camioane închise în care nu se putea vedea prin ele și am fost duși în niște tunele subterane. În acele tunele subterane erau coridoare lungi, în stânga și în dreapta, pe fiecare ușă scria biserica de unde se vine. Intrai pe ușa aceea, era biserica unde ai slujit. Și vreau să vă spun, am intrat pe o ușă, scria biserica pentecostală, am intrat înăuntru cu trei frați din Timișoara, care le cunosc. Vreau să vă spun că mi s-a pus niște dosare înainte. Și în timp ce mi s-a pus aceste dosare înainte, mi s-a spus din partea oamenilor acestora, erau oameni ai legii, erau oameni care eram luați de oamenii aceștia și duși acolo, spunea, aveți o șansă să scăpați cu viață. Doar un singur lucru puteți să faceți. Să scrii numele tău pe dosarul acesta, subsemnatul cu tare numele, semnezi mălapă de Iisus. Sunteți liberi să plecați.
Mă auziți? E Domnul aici în această seară. Locul acesta de închinare nu e că l-a programat familia Bogdan și n-a avut ei ce să facă de plictiseală și au ales să facă locul acesta de închinare. Vreau să vă spun că sora Lidia în urmă cu 6 ani și ceva aproape 7 ani de zile a venit la noi la rugăciune în Chiroda. Și când a venit la noi la rugăciune în Chiroda, Domnul i-a vorbit: vine vremea când în casa ta voi face un loc de închinare. Acolo va fi un izvor în care vor veni oameni însetați, oameni prăbușiți la pământ, oameni chinuiți de încercări. Însuși eu, Dumnezeu, le voi asculta. E Domnul aici? Poate adunarea să-i spune glorie Lui în această seară. Putem spune glorie Lui că e Dumnezeu aici? Apropii de încheiere și ne rugăm. Când mi s-a pus aceste dosare înainte, eram obligat să semnăm, eram obligat să ne repădăm de Domnul. Vreau să vă spun că sunt cel mai neînsemnat dintre voi de aici. Măcar că uneori sunt vorbit de rău, batjocorit, după Domnul striga tare drag. Și e bine când suntem vorbiți de rău. Noi trebuie să ne bucurăm. Aleluia! Așa ne învață Biblia. Să ne bucurăm și să trezătăm de bucurie când suntem vorbiți de rău, blamați. Aleluia! Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu! Dar vreau să vă spun în încheiere, am putut să spun prin puterea Lui Dumnezeu și să-mi ridic glasul către Domnul și către oamenii aceia, frații care erau cu mine. Noi am făcut un legământ cu Domnul al Domnilor. Când am intrat în apa botezului, am jurat jurământ până la măslujire, până la moarte. Noi nu ne repădăm! Fie că murim, fie că trăim, noi cu El rămânem. Aleluia! Aleluia! Shalom pe canalul Jemene Bovedaie. Mulți erau zbiciuiți, chinuiți, omoriți, condamnați la moarte. Și erau oameni care își ridicau mâinile spre ceruri și vedeam cum își dedicau viața pentru Iisus. Și murind pe ultimele minute de viață, îl declarau pe Iisus Domn și Mântuitor. Slăviți să fie Domnul! În ultima, treia parte, Îngerul Domnului m-a ridicat undeva la o înălțime, dincolo de nori, se vedea pământul, rotocolul pământului, se vedea pământul, se vedeau țările, se învârtea pământul și se vedea. Și vreau să vă spun ce am văzut. Și Îngerul Domnului mi-a zis: privește cu atenție pe pământ. Și când m-am uitat pe pământ, pe pământ era plin de sânge. Dintr-un loc în altul se izbumea câte un foc, dar era plin de sânge, pe lângă sângele care era pe pământ. Era un miros îngrozitor care nu se putea coborî pe pământ, nu puteai să stai pe pământ. Spuneam Îngerul Domnului: nu mai vreau să cobor, miroase îngrozitor. Și am zis: de ce miroase așa de tare? Și ce mi-a zis Îngerul Domnului? E păcatul oamenilor. Când un om păcătuiește înaintea lui Dumnezeu, miroase păcatul. Și miroase groaznică înaintea lui Dumnezeu. Shalom recanatul jemele gobernare. În Isaia, capitolul 62, versetul 1, prima parte a versetului: de dragostea Sionului nu voi tăcea. Iubiți frați și surori, ai de scaserile noastre care ne strângem aici, în bisericile unde faceți parte, să nu fie niște seri satarnice. Să nu fie niște seri doar că ai venit la adunare și să spui, să scrie Îngerul Domnului că eu am fost la adunare. Că sâmbătă seara eu nu lipsesc. Dacă nu-ți dedici viața cu totul în mâna lui Dumnezeu, e valabil pentru mine și pentru tine. Iubiții mei, frați și surori, trebuie slujire pe calea lui Dumnezeu. Nu merge doar comentând pocăința, trebuie luptă. Fără luptă nu-i cunună. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm nu pentru altceva. Ne rugăm pentru viața noastră spirituală. Și spunem: Doamne, noi avem nevoie de ridicare. Noi avem nevoie de mântuire.